Astăzi învățăm secretul de a da ordine corect. Da, secretele imperativului. Căci imperativul ăsta are multe, multe secrete. Bine ați venit la episodul 10 din Secretele Limbii Germane. Spre norocul nostru, mai avem 80 de secrete. Și astăzi discutăm un secret mare. Conformăm imperativul ăsta. Aparent, pare simplu, dar o să vedeți cât de mult o să învățați. Așa că, dacă sunteți curioși în a învăța limba germană corect și a da ordine corect, stați cu mine până la capăt. Dacă trebuie, cum v-am mai spus, stați cu mine până la capătul lumii căci noi avem de învățat germană. Și în caz că nu te-ai abonat, fă acum, apasă și tu acolo, un like, un subscribe, vezi tu. Dacă nu-ți place ceea ce zic, închide video. Dar noi acum trebuie să-i dăm drumul, trebuie să învățăm. Și astăzi suntem la secretele imperativului. Da, imperativul ăsta aparent se formează ușor. Adică el se formează frumos din persoana a doua, adică să spunem du comst, tu vi. Dacă tu vrei să spui acum hai, tu trebuie să faci următoarea mișcare. Tai frumos jos du, tai frumos jos tu și rămâi doar cu com. Com înseamnă hai. Sau mai dau un exemplu cum facem pentru mahân. care e persoana a doua singular. Du machst. Tu faci. Acum spune tu. Cum se spune pe germană? Fă. Păi, frumos tăiem jos du, frumos tăiem jos tu și rămânem cu mah. Așa se formează imperativul la persoana a doua singular. No. Imperativ mai este și la persoana a doua plural, dar e mai puțin folosit. Noi ne concentrăm azi mai mult pe persoana a doua singular. Ok, până aici niciun secret, dar acum urmează un secret mare. Se poate pune după mar, du, păi, teoretic nu, dar practic da. Hai să-ți dau un exemplu. Imaginează-ți că ai verbul nemăn, care e persoana a doua singular. Du nimst. Tăiem jos du, tăiem jos tu, rămânem cu nim. Nim înseamnă ia. Teoretic spui ia loc, nim plați. Acum vom pune du nim du plați, Da, se poate. Dacă tu vrei să articulezi, să accentuezi ideea aia că tu să iei loc, ai voie să pui pe du după nim. Puțină lume știe asta. Lumea crede că nu mai avem voie să punem pe du. Avem voie. Putem să punem și un nume, nu? Nim Peter Platz. Că nu, tu vrei să accentuezi cine să ia loc. Așa că când vrei să articulezi, să accentuezi cine să ia locul, ai voie să pui și pe du, ai voie să pui și numele îi ok, dar oficial nu punem. Acum un alt secret al imperativului este că dacă rădăcina se termină în literele m, n, d și t, imperativul mai primește un e. Mai sunt și alte excepții unde se mai primește un e dar în astea aproape tot timpul. Ca să-ți dau un exemplu, avem verbul arbeiten. Rădăcina ta se termină în T. No, acum tu nu mai poți să spui la imperativ arbeit. Din păcate când rădăcina se termină în literele D, T, M și N, mai adaugi un E. Corect? Lucrează, se spune arbaite. Ai văzut? Am terminat în e. Leiden, a suferit, Nu suferi. Leide nicht. Ai văzut? D. Am pus un e după el. Așa se face la d t -m -n. Dar în limba vorbită, și ăsta e încă un secret foarte mare, foarte, foarte multă lume spune aproape după orice e. O să spună lumea la închide ușa, mah Lumea nu spune mah. Corect e mah, fără e. Căci nu, doar d, t, m, -n primesc e. Dar lumii îi place la nebunie să vorbească imperativul în e. Be ai ledi. Grăbește-te. Cum vezi, lumea pune în e. Așa că și voi, dacă puneți la imperativ E, aproape la toate, să știți că nu e mare greșeală. Nu se pune în scris, imperativul mai mult se vorbește. Și în vorbit, oamenii folosesc foarte mult E la imperativ. Adică, în loc de COM, o să spună COME, în loc de MAH, o să spune MAHE, în loc de COH, o să spune COHE. Și o ultimă idee, la imperativ, verbele astea care la persoana a doua primesc umlaut, cum ar fi ich fare, du first. No, du first, aici, știți voi procedura, tăiem jos du, tăiem jos t, dar trebuie să tăiem jos și căciula, tăiem jos umlautul. Și la du first, adică condu, mergi, o să fie doar far, nu o să fie fer. Și încă un secret scurt, nu există imperativ cu verbele modale. Așa că uite asta, nu poți să pui pe volă la imperativ, pe misă la imperativ, nu se poate. Și încă un secret, 99% din timp, verbele separabile se separă la imperativ adică aufmachen o să fie mach auf. Rein kommen, a intra o să fie com rein. Și cam astea sunt cele mai importante secrete ale verbului imperativ. La persoana a doua singular. Astăzi nu vorbim despre plural, despre dumneavoastră, despre vir, despre ir. Nu contează, pentru că alea sunt ușoare și oricum o să vă prindeți persoana a doua singular face probleme. Acesta a fost secretul numărul 10. Mâine, poi mâine, urmează un alt secret. Sper că înțelegeți ceea ce vă explic și nu uitați să învățați în fiecare zi ușor, cu spor și nu uitați ca întotdeauna, până la capătul lumii, să mergeți cu mine și să fie pace. Choose.